and so that was... Stella Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. În Republica Moldova sunt înregistrate 1289 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 115 cazuri noi. Sunt până acum și 29 de decese. Comisia Europeană a anunțat că Republica Moldova va primi 87 de milioane de euro din partea Uniunii Europene ca ajutor în lupta cu pandemia. În România, pelerinajele de florii sunt suspendate. Preoții vor sfinți ramuri de salcie în biserici, după care vor fi distribuite credincioșilor de către voluntari. Curtea Constituțională a suspendat proiectul de lege pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului. Actul normativ conținea o serie de măsuri care să susțină populația și afacerile pe timp de pandemie. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu. Șeful cabinetului de ministri spune că din această cauză, guvernul nu poate achita ajutorul de șomaj celor care vin din străinătate și nici nu poate majora indemnizațiile pentru familii, inclusiv pentru îngrijirea copiilor. Adresarea la Curtea Constituțională a fost efectuată de către câțiva deputați ai blocului acum și câțiva deputați ai grupului Proșor. Prin această adresare și prin această suspendare, guvernul nu poate, nu are dreptul să achite 2775 de lei ajutorul de șomaj. Vreau să vă spun că avem deja mii de oameni înregistrați care necesită acești bani pentru pâine, pentru necesități. Guvernul nu le poate achita. Mai departe, guvernul nu poate achita un venit lunar minim garantat care a fost majorat de la 1107 la 1300. Guvernul nu poate achita pentru copii 975 de lei, sumă care a fost majorată de la 553 prin această lege, nu o putem achita. Guvernul nu poate restitui agenților economici care plătesc salariul pe martie, nu poate restitui acele 42-45% din fondul de salariu, subvenția care a fost aprobată în proiectul de lege respectiv. Guvernul nu-i poate scuti pe patentare peste 8.000 de oameni care n-au putut lucra în piețe, nu-i poate scuti de plata respectivă, de aceea patentele lor se anulează în linii mari. Așa este legea. Nu poate guvernul, pentru că urmare adresării acestor politicieni, legea este declarată, este suspendată. Guvernul nu poate diminua cota TVA pentru Horeca de la 20-15 și guvernul nu poate amâna către 25 iulie plata taxelor locale pentru agenții economici care sunt obligați acum, de momentul respectiv, să achite, altfel vor fi penalizați. Pe lângă vizierele de protecție, voluntarii de la viziere.md au început să producă și boxe pentru intubare, care se așează pe capul pacientului și îi protejează pe medici. Fabricarea lor este însă extrem de costisitoare. Cum putem da cu toții o mână de ajutor? Vă spunem mai târziu în Telejurnal. Republica Moldova va beneficia de 87 de milioane de euro pe termen imediat și scurt din partea Uniunii Europene ca ajutor în lupta cu pandemia de coronavirus, a anunțat Comisia Europeană. Suma este una mult mai mică decât cea repartizată altor țări din parteneriatul estic, precum Ucraina, Georgia sau Armenia, dar mai mare decât cea destinată Azerbaidjanului și Belarusului. Corespondentul TVR la Bruxelles, Lucian Bârvoiu, ne oferă în direct toate detaliile. Lucian, bună seara, te ascultăm! Bună seara, da, când Uniunea Europeană a reușit să identifice aceste sume care pentru partenerii din Est și partenerii din Sud și partenerii din Balcanii de Vest se ridică undeva la un pachet de 3,8 miliarde de euro, probabil a avut în vedere criterii demografice, s-a gândit și la nevoile imediate pe care țările respective le au și probabil așa se explică faptul că în parteneriatul estic au fost gândite în jur de 900 de milioane de euro, din care
Republica Moldova primește cam 10%, adică 87 de milioane de euro. Trebuie înțeles faptul că este foarte greu pentru Uniunea Europeană să gestioneze toată această criză și mai ales să-și ajute și partenerii externi, întrucât e dificil și în interiorul Uniunii Europene. Provocarea este imensă. Gândiți-vă că avem de-a face cu o piață de 450 de milioane de cetățeni, aproape jumătate de miliard de oameni care în acest moment stau. Deci economia este pusă la grea încercare. Comisia Europeană s-a mișcat destul de greu la început. Nu s-a coordonat cu statele membre care s-au închis rând pe rând. Așa că a trebuit să vină să imagineze niște soluții de avarie. A permis statelor membre să acorde ajutoare de stat. A suspendat pactul de creștere și stabilitate care prevedea acel deficit bugetar maxim de 3% și a imaginat și o schemă de ajutor pentru IMM-uri și pentru angajați, astfel încât ca oamenii să nu-și piardă locurile de muncă în valoare de 100 de miliarde de euro. Estima Ursula von der Leyen că tot acest pachet intern de ajutor al Comisiei și a statelor membre se ridică undeva la 3,8 trilioane de euro, însă pentru relansarea economiei europene estimează unele voci că e nevoie de 100 de trilioane de euro, un adevărat plan Marshall, și nu știm de unde vor fi găsiți acești bani, întrucât vedem țările europene nu se înțeleg. Chiar în această seară Eurogrupul încearcă să ajungă la o concluzie dacă ajută sau nu Italia și Spania prin emiterea de eurobonduri. Știm foarte bine că țările din nord, cele mai frugale, se opun unei astfel de soluții, așa că da, Europa este supusă la mari provocări în acest moment și acest pachet pentru partenerii din Est va fi în măsura posibilităților suplimentat dacă va fi nevoie, pentru că în acel document al Uniunii Europene, în ceea ce privește țările din parteneriatul estic, se spune că acei bani sunt alocați pentru nevoi imediate, ceea ce înseamnă că probabil vor fi identificate sume pe viitor pe măsură ce aceste nevoi vor apărea. După anunțul europenilor, a urmat și reacția autorităților de la Chișinău. Ministrul de Externe, Oleg Țulea, a declarat că apreciem foarte mult asistența oferită de UE în această perioadă dificilă, care vine să sprijine eforturile țării în contracararea crizei epidemiologice și consecințelor acesteia. În mod aparte, salutăm abordarea sistemică și de durată, care prevede atât măsuri imediate pentru sistemul de sănătate și pentru susținerea păturilor vulnerabile și necesităților sociale, precum și un program amplu de redresare a economiei, a menționat șeful diplomației de la Chișinău. 115 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore după procesarea 534 de probe de laborator. Ministrul Sănătății a mai anunțat un deces. În total sunt 29 de persoane care au fost repuse de COVID-19. De asemenea, răspândirea virusului este preponderent comunitară, de aceea este foarte important să stăm acasă. Până acum au fost tratate și vindecate 50 de persoane. Bilanțul total al celor infectați a ajuns la 1289 de cazuri. Din numărul total, aproape 440 sunt înregistrate în Chișinău. La momentul de față sunt suspecte 190 de persoane. Restricții tot mai dure la Soroca, municipiul aflat pe locul 3 în Republica Moldova după numărul de îmbolnăviri cu COVID-19. În oraș este interzisă deplasarea oamenilor în grupuri mai mari de 2 persoane, iar cei cu vârsta de peste 63 de ani au un interval anumit de ore în care își pot face cumpărăturile. Zilnic, localitatea este patrulată de forțele de ordine, inclusiv 25 de angajați ai brigăzii de destinație specială Fulger. Deși municipiul Soroca se află în carantină de la 1 aprilie, numărul îmbolnăvirilor cu noul coronavirus nu este în scădere. Autoritățile au decis să înăsprească restricțiile, astfel de astăzi în stradă pot merge grupuri de doar 2 persoane cu utilizarea obligatorie a mijloacelor individuale de protecție. Este interzis comerțul cu excepția produselor alimentare, farmaceutice și sanitar-igienice. A fost limitată și ieșirea pe stradă a persoanelor cu vârstă de peste 63 de ani. Cetățenii mai în vârstă de 63 de ani ar trebui să aibă permisiune de a ieși de la domiciliu, se vor afla în locuri publice, deci pentru necesitate la magazin, farmacie, de la orele 9 până la orele 1. Filtrele de poliție instituite în oraș vor rămâne în continuare la datorie. Deoarece în municipiul Soroca locuiesc mai mulți cetățeni, noi avem implicați, până la ziua de astăzi, am avut implicați 100 de colaboratori
ai Ministerului de Interne, mă refer poliția, carabinieri, dar în sprijinul poliției a venit și militari. Avem formate 3 filtre de trecere în municipiu. Altele drumuri adiacente au fost blocate, în așa fel ca să monitorizăm atât transportul, cât și persoanele care intră în Soroca. Și acceptul îl au doar transportul care aduc produse alimentare, funcționează magazinele, farmaciile. În plus, străzile vor fi patrulate de echipaje de poliție și carabinieri. De astăzi, la Soroca au fost dislocați și 25 de angajați ai brigăzii cu destinație specială Fulger. Încălcarea restricțiilor va fi aspru sancționată. Nu bani, mă duc la bani de picar și am venit să ne-au mâncat. Vă toți e obligatoriu ca să vă aduc pensia la domicilie. De picar? E soțit cu manuala de poliție. Tati! Deja de acasă nu ieșiți. Este o chestie socială care să vă apărați pe socială. Vă trebuie să fie bună și nu ne încălim. Să fie clar, am venit să vă ajutăm. Suntem pentru protejarea drepturilor voastre și suntem pentru sănătate publică. De la începutul acestei luni, pentru nerespectarea regimului de carantină, la Soroca au fost aplicate 46 de amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei. Municipiul este pe locul 3 la numărul de îmbolnăviri cu 147 de cazuri confirmate, printre care și 86 de cadre medicale. Personalul medical implicat în lupta cu noul coronavirus are mare nevoie de ajutor. Pe lângă vizierele de protecție, voluntarii de la viziere.md au început să producă și boxe pentru intubare, care se așează pe capul pacientului și îi protejează pe medici. Fabricarea acestora este însă foarte costisitoare. Doar materia primă pentru boxă costă cel puțin 1000 de lei. Producătorii îndeamnă pe oameni să doneze pentru a putea face cât mai multe astfel de boxe pe care să le distribuie în toată Republica Moldova. De câteva săptămâni, în atelierul lui Igor Hâncu, în loc de jucării, se produc viziere de protecție și mai nou boxe de intubare, extrem de importantă pentru protejarea medicilor și asistenților care au grijă de pacienții bolnavi de COVID-19. Am trecut la o nouă etapă, un nou dispozitiv de protecție a medicilor, care este această cutie de intubare sau acest acvariu, prototipul căruia noi l-am văzut pe internet în alte țări ale lumii, și credem că va fi extrem de util. El se montează simplu peste pacient, practic izolează pacientul, în special în timpul procedurilor generatoare de aerosol. Fabricarea unei astfel de boxe durează minim 3 ore, iar munca depusă este gratuită. Până acum, în atelierul lui Igor Hâncu au fost produse 5 boxe. În total, pe site-ul viziere.md au fost comandate 25 de bucăți. Iată cum are loc procesul de producere a boxelor de intubare. Noi utilizăm plastic PETG cu grosimea de 3 mm. Vedeți firul roșu, îl încălzește acum suprafața care va fi pliată. Problema cea mai mare e că nu prea mai avem astfel de materie primă. O astfel de boxă de intubare a ajuns și la Institutul de Medicină Urgentă. Specialiștii de acolo spun că ar mai fi nevoie de câteva. Deja de 3 zile această boxă este în cadrul secției de reanimare al Institutului de Medicină Urgentă. Este o donație foarte și foarte bună. Boxele sunt extrem de utile pentru izolarea pacientului de medic în timpul procedurii de intubare. Atunci când pacientul elimină un volum foarte mare de vapori care evident sunt cu coronavirus. Și administrația Spitalului Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii a primit o boxă pentru intubare. Boxele acestea pentru intubare noi încă nu le-am încercat, dar la prima vedere se pare a fi o ieșire extraordinar de bună. Noi acum am primit prima această boxă. Simțim umărul și ajutorul societății. Desigur și personalul medical are o altă dispoziție. Ca și în cazul vizierelor, banii pentru materia primă sunt donați pe platforma viziere.md, unde oferă ajutor financiar cei care vor să contribuie la protecția personalului medical. Până acum, datorită acestei platforme, au fost distribuite peste 21.000 de viziere în spitale. Până pe 15 aprilie în Republica Moldova urmează să ajungă încă 200.000 de viziere de protecție din China. Aproape 320 de medici și asistenți medicali din Republica Moldova sunt infectați cu noul coronavirus.
În lupta cu noul coronavirus, numărul unic de urgență 112 este mereu în prima linie zi și noapte. Operatorii sunt cei care primesc apelurile de la bolnavi și coordonează toate intervențiile. Cât de dificilă este misiunea lor în aceste momente, vă arătăm mai târziu în telejurnal. Secția de cardiochirurgie de la Spitalul Clinic Republican este în carantină. Asta după ce doi pacienți internați au fost confirmați cu noul coronavirus. Potrivit administrației spitalului, un singur medic a luat contact cu persoanele infectate. În autoizolare însă au fost plasați 15 angajați ai unității sanitare. Pacienții care au fost internați în aceeași secție erau spre finalul tratamentelor și vor fi externați și monitorizați la domicilii de medicii de familie. În Republica Moldova sunt înregistrate 1174 de cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, dintre care 128 de persoane se află în stare gravă. Până acum, 50 de persoane au fost tratate și s-au vindecat. Medicii care sunt implicați în lupta cu noul coronavirus vor primi sporuri salariale de 100% în funcție de numărul de ore dedicate în tratarea pacienților. Medicii din instituțiile prespitalicești vor primi un spor de 50%. De mâine și centrul de triere de la Moldexpo va fi deschis pentru pacienți, iar cei confirmați cu forme ușoare se vor trata la domiciliu cu ajutorul medicilor de familie. Începând de mâine, la ora 8, va fi deschis centrul de triere de la Moldexpo. Acolo vor activa 130 de medici din toată Republica Moldova și vor putea consulta 300 de pacienți suspecți de COVID-19. Este vorba și de consolidarea sistemului de asistență medicală primară, prespitalicească și spitalicească și de a descărca sistemul de asistență medicală spitalicească, care la momentul actual are o încărcătură foarte mare. Pe această platformă se mai examinează oportunitatea și avem deja câteva opțiuni de a crea câteva filiale a centrului de triaj cu un număr corespunzător de locuri pentru plasare la necesitate. Și aici atrag atenție, doar la necesitate, atunci când va fi epuizat potențialul asistenței medicale spitalicești. Totodată, ministrul Sănătății a luat decizia de a implica în luptă cu COVID-19 cel puțin câte un spital în fiecare raion. În plus, pacienții cu forme ușoare de infectare vor fi tratați la domiciliu prin telefon de către medicul de familie. Toți medicii de familie din țară au fost instruiți privind tratamentul la domiciliu. Și începând cu ziua de mâine, pacienții cu forme ușoare, care nu au comorbidități, nu au maladii cronice, cum ar fi diabetul zaharat, maladii cardiovasculare, maladii ale aparatului respirator, maladii oncologice, vor fi tratați la domiciliu. Pentru pacient este elaborată o fișă de monitorizare în care se va duce evidența supravegherii pe parcursul la 14 zile. De asemenea, este pregătit și un film care va fi transmis fiecarei persoane aflate în tratament la domiciliu, care va ajuta persoana pentru a se automonitoriza. Ce înseamnă asta? Cum se efectuează corect măsurarea temperaturii, cum se efectuează corect măsurarea frecvenței respirației. Pentru munca lor, medicii implicați direct în lupta cu noul coronavirus vor primi un spor salarial de 100%. Medicii din instituțiile prespitalicești vor avea un adaus salarial de 50%. Ministrul Sănătății a declarat că se va intensifica și testarea. Urmează să fie deschise laboratoare la Bălți, Cahul, Spitalele Republican și cel de dermatologie și maladii comunicabile, ambele din Chișinău. Economia Republicii Moldova va înregistra o scădere serioasă în 2020, potrivit unei prognoze realizate de Banca Mondială pentru Europa și Asia Centrală. Pe lângă sistarea temporară a activităților economice cheie și pierderea de venituri, impactul răspândirii noului coronavirus va fi în mare parte asociat cu scăderea cererii de export, cu reducerea numărului de călătorii și a turiștilor, precum și cu scăderea fondurilor trimise acasă din diasporă. Dacă răspândirea virusului persistă și după trimestrul 2 al anului 2020, efectele asupra economiei vor fi mai severe, putând duce la o recesiune mai profundă și la pierderi de lungă durată în ceea ce privește producția și locurile de muncă. Banca Mondială oferă Republicii Moldova un ajutor de 57,4 milioane de dolari pentru diminuarea impactului crizei și pentru sprijinul sectorului sanitar.
În lupta cu noul coronavirus se acționează pe mai multe fronturi. Fiecare echipă din sistemul sanitar sau de urgențe și are rolul bine stabilit. Serviciul 112 este mereu în prima linie, zi și noapte. Operatorii sunt cei care primesc apelurile de la bolnavi și coordonează toate intervențiile. Misiunea este grea, mai ales acum când toată planeta trece prin momente dificile. Spuneți, vă rog, care e febră? 38,6. De sâmbătă, tu să aveți? Probleme cu respirația? Vă nădușiți? Vă nădușiți? Nu. Cum vă numiți? Fiecare apel ce poate fi un caz suspect de COVID-19 este preluat și ascultat cu atenție de către operatorii 112. Aliona Morogai lucrează la 112 de la lansarea serviciului în Republica Moldova. Lucrăm într-un mod foarte, foarte alert. Suntem întotdeauna ocupați, dar o facem cu mult drag ca și mai înainte. Principala noastră funcție este de a salva viețile, indiferent este timp de pandemie sau altfel. Oricum lucrăm foarte intens și ne dedicăm cu totul. Operatorii spun că deseori se simte emoția de la celălalt capăt al firului. Oamenii sunt îngrijorați, iar operatorii trebuie să acționeze cu responsabilitate și mult calm. Se observă un pic de frică, i-aș spune, un pic de teamă, nu este chiar un nivel de panică. Unii pacienți, unii oameni sunt mai panicați, alții sunt mai calmi, dar oricum se observă starea de critică în țară, se observă. A căzut ca spada în timpul verii, dar încet cu încet, cu ajutorul tuturor, încercăm să ne descurcăm. Noi am fi și noi pe prima linie, că totul, toată neliniștirea sufletească a omului că ar putea fi și el infectat, noi o primim. Psihic, puțin, puțin ne atinge și pe noi. Odată cu primul caz confirmat în Republica Moldova, toți operatorii 112 au un set de întrebări obligatorii pentru cetățenii care apelează serviciul de urgență. Răspunsurile îi ajută pe medici și polițiști pentru a interveni eficient și fără riscuri. Oferim o serie de întrebări necesare pentru a cunoaște ce echipă de ambulanță să se deplaseze la fața locului. Către aceste întrebări se referă gen dacă a revenit recent de peste hotare sau are pe cineva revenind de peste hotare, dacă este în carantină sau are pe cineva aflat în carantină, sau dacă a contactat cu persoanele testate ulterior pozitiv. Din păcate, nu toți cetățenii sunt suficient de responsabili sau receptivi pentru a răspunde la toate întrebările, însă de datoria noastră este într-adevăr să întrebăm absolut tot posibil. De corectitudinea informațiilor depinde chiar viața medicilor și a polițiștilor. Da, realizăm că este o situație în care trebuie să fim cu mult mai responsabili. Noi însă și de fapt ne facem lucru ca de obicei, adică atât până la instalarea situației de urgență, noi eram primii care primim absolut toate problemele care se instalează în țară. Pentru noi este doar complicat faptul că trebuie să acordăm mai mult atenție fiecărui cetățean în parte, respectiv pierdem puțin mai mult timp. Printre cazurile de urgență se strecoară și apeluri inutile ce răpesc din timpul prețios al operatorilor. Sunt foarte multe persoane care întreabă despre activitatea instituțiilor de stat, dacă lucrează, dacă nu lucrează, eu vreau să mă duc acolo, dar să mă primească, dar n-ați mă primească. Activitatea, de exemplu, a instituțiilor medicale, din cauza că multe instituții s-au reprofilat, deci pacienții sună pentru a nu, ca să obțină informații, unii ar putea să se adreseze cu anumite probleme de sănătate, altele decât coronavirus. Ceea ce s-a întâmplat începând cu data de 8 martie până în prezent sunt apeluri venite din partea cetățenilor legate de simptomele acestui virus, informații cu privire la COVID, cum acesta poate fi transmis, care sunt măsurile de precauție, ce n-au voie să facă cetățenii. În astfel de cazuri, ei sunt direcționați la linia verde a Agenției Naționale de Sănătate Publică. Operatorii 112 ne îndeamnă să respectăm regulile de carantină și autoizolare. Serviciul 112 doar vă vine în ajutor, dar că să ne ajutăm unul pe altul, vă rugăm, stați acasă, respectați carantina, respectați normele de igienă și chiar dacă se întâmplă că ajungeți să sunați la noi, răspundeți, vă rog, la întrebările operatorului. Să se stea acasă, să limiteze călătoriile, plimbările fără un motiv, pentru că, într-adevăr,
Este, după părerea mea, este o situație gravă ce se întâmplă la moment și încă n-am ajuns la apogeu. Să ne asculte, într-adevăr, sfaturile noastre și la ziua de azi, cel mai principal este să respecte regimul de carantină. În perioadele de criză se înmulțesc și cazurile de violență domestică. Din păcate, excepție de la această regulă nu face nici Republica Moldova, unde în ultima săptămână s-a înregistrat o ușoară creștere a apelurilor la numărul verde pentru ajutor în caz de violență. Care sunt explicațiile acestui fenomen, aflați imediat din Telejurnal. Pandemia COVID-19 nu trebuie utilizată în scopuri politice. Opinia a fost exprimată de șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalcu, la emisiunea Punctul pe azi de la TVR Moldova. Diplomatul susține că forțele politice trebuie să-și consolideze eforturile pentru a stopa pandemia, iar populația să nu resimtă efectele negative generate de acest virus. De la începutul crizei provocate de acest virus, președintele Igor Dodon și premierul Ion Chicu au insistat în aparițiile lor publice pe ideea că dacă la putere ar fi fost guvernul condus de Maia Sandu, atunci acel executiv nu ar fi fost în stare să administreze această criză. Eu cred că nu are niciun loc încercare de a folosi această situație pentru scopuri politice. Sunt multe declarații care nu se bazează pe nicio apreciere reală. Sunt multe care au scopuri care țin de obiective particulare. Diplomatul european spune că în aceste momente de criză, luptele politice trebuie lăsate la o parte. Acum trebuie unitate și ceea ce privește acțiune factorilor politici pentru a ajuta societății să fie depășită criza. Este important și vedem în multe țări că politicieni sunt capabili de a înțelege asta. Oficialul european a mai declarat că, după ce va trece pandemia, autoritățile de la Chișinău vor trebui să revină la realizarea reformelor care să asigure cetățenilor o justiție corectă și un trai decent. Relația noastră între Uniunea Europeană și Republica Moldova va fi foarte importantă și în continuare. Cu acordul nostru de asociere și acordul de liber schimb, Republica Moldova va găsi și va continua să se bucure de posibilitățile de a exporta producția ei pe piața europeană. Iar pentru a ne ajuta să salvăm economia după această criză, Uniunea Europeană va oferi Chișinăului asistență financiară consistentă din pachetul de 700 de milioane de euro destinat țărilor membre ale Parteneriatului Estic, din care face parte și Republica Moldova. Premierul Ion Chicu amenință că îl dă în judecată pentru calomnie pe Renato Usat. Primarul de Bălți a declarat într-o emisiune televizată că guvernanții încearcă să facă averi pe timp de criză, procurând viziere de protecție cu 54 de lei bucata din China, când puteau să le ia cu 20 de lei din România. Renato Usată i-a declarat la un post privat de televiziune că a găsit o companie în România care poate produce zilnic până la 10.000 de viziere, iar costul pentru o bucată ar fi de 20 de lei și nu 54, cât plătește statul pentru cele care urmează să fie aduse din China. Având posibilitatea să cumpere aceste viziere la producători autohtoni în două ori mai ieftin, nu o fac. Dacă ei spun că nu reușesc băieții să le facă, îi dau adresa la 400 de kilometri de Chișinău și e mai simplu să duci 200.000 de viziere din China sau din București. Premierul Ion Chicu contrazice pe Renato Usatăi. Într-o postare pe Facebook, șeful executivului spune că procurarea vizierilor este un proces complicat. Cu 3 săptămâni în urmă, Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a încheiat un contract de achiziție a 200.000 de viziere. Preventiv a fost plasat anunțul pentru oferte. A participat doar o singură companie la concurs. Prețul vizierei lavabile inclus în contract este de 54 de lei. Achitarea după livrare. Până în ziua de astăzi nu s-a livrat nimic
nimic din acea partidă, pentru că tot ce expediază compania din China dispare pe drum, respectiv niciun bănuț din buget nu este cheltuit din suma rezervată. Mai mult, guvernul este gata să-i plătească lui Renato Usatăi 54 de lei pentru fiecare vizieră dacă acesta aduce 200.000 de bucăți în Republica Moldova în 5 zile. Am înțeles că cineva vinde Rolls-Royce-ul ca să aducă viziere în țară cu un euro. Guvernul este gata să-i achite 54 de lei proprietarului dacă în 5 zile livrează cantitatea prevăzută în contractul de mai sus. Dacă nu le livrează, Centrul de Achiziții Publice Centralizate în Sănătate îl va acționa în instanță pentru calomnie. Cel puțin. A adăugat Ion Chicu. Totodată, șeful executivului a precizat că săptămâna viitoare autoritățile vor organiza un zbor cargo din China pentru a aduce testele, vizierile, măștele cu respirator, precum și alte echipamente și consumabile procurate pentru prevenirea îmbolnăvirilor și combaterea pandemiei. Deși legea e clară și sunt impuse restricții, administratorii unei săli de fitness din Chișinău au decis să-și deschidă ușile pentru clienții fideli. Aceștia aveau acces la antrenamente după ce anunțau telefonic administratorul. Sala de forță a funcționat contrar hotărârii Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică. Aceasta prevede că activitatea sălilor de sport, centrelor sportive și sălile de fitness se sinstează pe perioada stării de urgență. Proprietarul sării a fost amendat cu 75.000 de lei. Experții susțin că în perioade de criză se înmulțește și cazurile de violență domestică. Autoizolarea și carantina pun în același loc și victimă și agresor. Linia verde de ajutor este luată cu asalt în întreaga lume. Excepție nu face nici Republica Moldova, unde în ultima săptămână s-a înregistrat o ușoară creștere a apelurilor după ajutor. Când victimele sunt închise alături de agresorii lor, devin și mai vulnerabile în fața pericolului. Studiile arată că stresul provocat de restricții poate duce la un comportament agresiv. Specialiștii centrului La Strada din Chișinău spun că în prima săptămână din luna aprilie au primit mai multe apeluri prin care victimele cer ajutor. Din apelurile parvenite sunt forme grave de violență. Cele mai multe apeluri sunt din mediul urban. În mediul rural, cazurile de violență sunt în scădere. Și asta confirmă încă o dată specificul țării noastre ca și țară agrară. Este perioada când în localitățile rurale oamenii sunt implicați, necătând la faptul că este regim de autoizolare, sunt implicați în lucrări agricole, pe de o parte. Pe de altă parte, noi avem specificul gospodăriilor din localitățile rurale, unde există și o bucătărie de vară, există casă, păsoaie și așa mai departe, adică posibilitatea de a se izola într-un fel sau altul a femeilor din localitățile rurale este mai mare decât în cazul femeilor din municipii. Din cauza izolării, femeile sunt mai lipsite de apărare, dar și de posibilitatea de a cere ajutor. Victima fiind bătută chiar de către agresor, a reușit să se încuie în baie. A telefonat 112, a venit destul de prompt echipajul de poliție, practic mai bine de 5 minute, a fost la fața locului. Totodată agresorul a înțeles că ea a telefonat pe cineva, i-a luat telefonul mobil și atunci când reprezentanții organelor de drept au contactat-o la numărul de telefon la care ea a sunat, agresorul a închis. Pentru astfel de situații, în multe țări au fost introduse coduri secrete la farmacii sau magazine, cu ajutorul cărora victimele pot cere ajutorul. În Italia, o femeie a alertat autoritățile și a spus că este agresată des de soțul ei, dar situația s-a înrăutățit odată cu pandemia. În Australia au fost mai multe căutări pe Google legate de violența domestică. În Republica Moldova, autoritățile nu au luat măsuri speciale. Da, este adevărat că în contextul
situație epidemiologice, o bună parte a reprezentanților organelor de drept sunt în alertă și sunt implicați în prevenirea răspândirii infecției, dar asta nici de cum nu poate fi mai prioritar decât viața și sănătatea unei persoane, în cazul dat, foarte vulnerabile, chiar mult mai vulnerabile decât într-o situație, hai să zic, non-pandemică, da? În Republica Moldova, victimele violenței domestice pot apela gratuit la linia verde 0800 500 333 pentru a cere ajutor. Experții susțin că în lume, în perioada pandemiei, costul global al violenței împotriva femeilor a fost estimat la 1,5 trilioane de dolari. Această sumă nu poate decât să crească, întrucât fenomenul este în creștere. De ce trebuie să stăm acasă? Unele persoane sunt infectate cu noul coronavirus fără să cunoască acest lucru. Ieșind afară, ele infectează cel puțin 3 persoane timp de o săptămână, care vor infecta alte 9, iar acestea încă 27 de persoane. Astfel, virusul se răspândește foarte rapid. Iată ce se întâmplă atunci când stăm acasă. Păstrăm distanța socială de 1 metru. Lucrăm de acasă. Nu mergem la vecin. Nu ieșim în parc, nu vizităm părinții. Numărul persoanelor infectate scade, presiunea pe medici se reduce, iar cei dragi sunt protejați. Stăm acasă, salvăm vieți! Începem să ținem acest foc sub control, a fost declarația premierului Sanchez în fața parlamentarilor spanioli. Cifrele epidemiei de coronavirus din Spania sunt încurajatoare în acest sens. În ultimele 24 de ore au mai murit 683 de oameni, dar numărul celor infectați și al celor care au nevoie de spitalizare este în scădere constantă. Chiar și așa, nu este încă momentul relaxării restricțiilor, iar deputații au votat astăzi prelungirea stării de urgență cu încă 2 săptămâni, până pe 26 aprilie. În paralel, oficialii vor relaxarea unor restricții pentru companii după ce acum 2 săptămâni guvernul a asistat toate activitățile economice neesențiale. Parlamentarii și miniștrii din Bulgaria nu își vor primi salariile pe toată perioada stării de urgență. Banii vor merge către un fond dedicat luptei împotriva COVID-19. Autoritățile au anunțat și testarea în masă a unei întregi localități, stațiunea montană Bansko. Într-o perioadă când în mod normal era plină de pasionații sporturilor de iarnă, celebra stațiune Bansko este acum goală. Ultimele 2 săptămâni din martie a fost în carantină, iar acum guvernul a ordonat testarea în masă a locuitorilor. Este un experiment care să ajute la înțelegerea felului în care se transmite acest virus. И фактически ще можем да разберем след като мине тестването колко от хората там са изградили в тази затворена общност, не малка, но вече е много интересен на момента, в който хора с симптоми, когато са изследвани, показват отрицателен тест. Хора, които нямат, не проявяват никакви симптоми, но са били контактни, имат положителен тест. Затова ще бъде важно за научните среди, за хората, които са компетентни по тези въпроси, да получат някаква яснота. Oficialii bulgari speră că aceste teste rapide de anticorp să arate câți oameni au dezvoltat imunitate, mai ales că au intrat în contact cu mulți turiști. În paralel, miniștrii, parlamentarii și șefii agențiilor de stat nu își vor încasa salariul pe toată durata perioadei de urgență, iar banii vor merge automat într-un fond al Ministerului Sănătății, folosit pentru prevenția COVID-19 și tratarea pacienților. Autoritățile au prelungit starea de urgență până pe 13 mai. În țara vecină sunt aproape 600 de cazuri de infectare și 23 de decese. Reguli noi privind slujbele de flori din Săptămâna Mare, dar și cea de înviere, pelerinajele se suspendă. Preoții vor sfinți ramurile de salci în Duminica Florilor, care vor fi împărțite credincioșilor de către voluntari. Lumina va fi adusă și în acest an de la Ierusalim, atât în Republica Moldova, cât și în România. Slujba de înviere va începe fix la miezul nopții, va fi oficiată fără public, dar va fi transmisă în direct la televiziunea română. Credincioșii pot ieși la ferestre sau balcoane să-și adreseze
salutul pascal Hristos a înviat și catolicii vor petrece acasă. Slujba de înviere de sâmbătă va fi transmisă în direct de la Vatican, de TVR, începând cu ora 22. Între timp, Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldova a decis astăzi că slujbele de Paști vor avea loc fără enoriaș, iar Paștele Blajinilor se va amâna până în luna iunie. Mai exact, pentru datele de 6, 7 și 8 iunie 2020, în ajunul Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt s-au cunoscut în popor ca cinci zecimea. Transportatorii de mărfuri vor traversa frontiera cu Ucraina prin regiunea de nord Otaci-Mogiliov-Podolsk. Asta după ce autoritățile ucrainene au sistat activitatea posturilor vamale Mamaliga-Criva și Tabachi-Mirnoie. Astfel a fost instituit un post provizoriu de inspecție la frontieră pentru înlesnirea activității operatorilor economice din domeniu. Verificările vor fi făcute de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Transportatorii de mărfuri vor putea traversa frontiera în intervalul 23 și 5 dimineață, restricția fiind valabilă doar pe sensul de ieșire din Ucraina. De pe 22 aprilie, traficul se va desfășura în regim obișnuit. Episcopia Basarabiei de Sud, subordonată canonic Patriarhiei Române, a donat 150.000 de lei spitalelor din Ștefan Vodă și Căușeni. Din acești bani va fi cumpărat echipament medical suplimentar, termometre, dezinfectanți, măști, mănuși, dar și medicamente pentru persoanele vulnerabile și bolnave. Acum 3 zile și Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a donat 25.000 de lei spitalului din Bălți pentru procurarea celor necesare în lupta cu COVID-19. Se organizează concerte și pe timp de carantină, nu în săli, nici în aer liber, ci acasă în sufragerie. Mai mulți interpreți din Republica Moldova au cântat la primul festival de carantină, Carantin Fest. Artiștii s-au reunit online pentru o cauză caritabilă. Au îndemnat oamenii să facă donații pentru medici implicați în lupta cu coronavirusul. Hey mama, hey mama, hey mama. A fost un alt fel de festival, dar ideea era să ajungă în sufletele spectatorilor izolați la domiciliu pentru a le aduce bună dispoziție. Tania Ciorga și soțul ei, Andrei Glavan, au cântat din sufrageria lor, care s-a transformat în sală de concert. Pașa Parveni a ținut un recital tot de acasă, acompaniat de instrumentele pe care le avea la îndemână. La festival a participat și Natalia Barbu, ea a cântat din studioul de acasă din București. De la Quarantine Fest nu a lipsit nici Sunstroke Project. Să creștem bani ne grăbeam. Ia
Quarantine Fest s-a alăturat campaniei Împreună pentru voi, inițiativă prin intermediul cărei au fost colectați bani, produse alimentare și produse de igienă pentru medici. Milioane pentru materiala de terapant, am notat. Vă mulțumesc, să aveți o zi bună. În calitate de jurnalist AV, nu m-aș fi gândit vreodată că voi ajunge să lucrez de acasă, de aceea și-am ales această profesie pentru că e multă interacțiune cu oamenii, de dimineața până seara nu stai pe loc și e dinamic totul. Acum însă stau cu mintea acasă, îmi telefonez sursele, înregistrez apeluri telefonice și scriu știrile. Stau acasă pentru siguranța mea și a celor dragi. Stați și voi acasă. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 18,27 de bani pentru un dolar american, cu 24 de bani mai puțin. Valoarea monedei europene scade la 19,84 de bani. Leul românesc va fi cotat la 4,10 bani, iar hrivna ucraineană va avea valoarea de 66 de bani. Rubla rusească se va tranzacționa cu doar 24 de bani. Iar pe final să vedem datele meteo. Bine v-am găsit! Mâine vremea va fi frumoasă în Republica Moldova și minimele din această noapte vor mai crește. În următoarele ore se vor înregistra în jur de 7-9 grade Celsius. Așadar, va fi soare din plin mâine, doar dimineață vor mai traversa cerul câțiva nori. Maximele rămân potrivite cu data din calendar și vor oscila între 15 și 21 de grade Celsius. La Chișinău așteptăm 9 grade la noapte și 15 grade mâine în orele amiezii, în condițiile unui cer mai mult însorit. Și în România, vremea va fi frumoasă și caldă, cerul mai mult senin, iar maximele vor varia între 18 și 26 de grade Celsius. Atât pentru moment, sunt Ioana Scărlătescu, pe curând! Timpul prea lung petrecut acasă în izolare impulsionează imaginația. De curând pe internet a apărut o provocare care ne aduce aminte pentru a câta oară că mâinile curate ne țin departe de îmbolnăvirea cu virusul COVID-19. La această campanie cu un puternic impact social iau parte mai multe vedete internaționale, iar pe internet circulă mii de astfel de filme. Și echipa știrilor TVR Moldova s-a alăturat provocării mâinilor dezinfectate. Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați, știrile noastre le găsiți pe tvrmoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm opiniile dumneavoastră. Rămâneți alături de TVR Moldova. Sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară reușită să aveți. La revedere!